Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Far Cry 6. Bine, oameni buni, mare că ne-am întâlnit. Am reușit să facem niște experimente pentru Philly, am obținut ceva kerosen, o chestie, napalm, nebunia alea. Iar acum văd că e spada sau săbeuța vrea ceva de la noi. Acum cine știe ce vrea mai exact, asta rămâne de văzut. Plus că încă mai avem și acea misiune unde trebuie să ne ducem în capitală să vedem ce face domnul... Oie, Dani! Domnul Carlos sau cum o fi chemăm pe ăla, domnul Castillo, să vedem ce rezolvăm și cu el. Și oameni buni, sper să vă placă și acest video. Uitați, dați și voi un like acolo și ar fi super de gust din partea voastră și hai să vedem ce vrea săbiuța din partea noastră. Zitat. So what's our next move, Espada? You got any ideas? You're not listening. Oh? You're not listening. Shut your mouth. We have to hit Jose Tabaco. What the fuck? Out of you, Singao. You just gonna let this happen? Long time coming, Danny. Oh shit. Montero Justicia. Stop. Whoa. Your brother's a traitor. Si. And he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. Whoa. I didn't want to, but Vivido was going to make us rich, wasn't it? Mierda, I doubted you. All of you. I blamed you for not being guerrillas, but Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want Jose, if you want Jose, you have to think big. Hit him where it hurts. His tobacco fields. We tried that already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Hmm. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you covered. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything, in and out. And then we hit that airbase hard. Sună bine. Now what the fuck are we still doing here? Dale. Iaranos hasta el final, Roberto. Hai, Roberto, nu fi bulangiu. Sunt cu Roberto la satana. Hasta el final. Asta e ce zon? Da, ai zis tu ceva acolo, nu-mi pasă. Mă pare că gagiul ăsta o să ne trădezi iarăși. Nu cred că îl deranjează să facă două oră. Napalm Niño. Oh. Metal Bird, Hellfire, and the Hope of the West Holding One. What the fuck? Nope. No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. Moral support while you rip Jose a new one. Oh, Hiro, Hiro. You're gonna need my soundtrack. Philly Magic. Oh, vrea să spună adio monetizare, baby. Oh my god. Știți că asta înseamnă că cel mai probabil nu să avem cum să zburăm până încolo, nu? Ok, Philly, let's see what you got. Sper că într-o direcție în care n-am treabă. Philly magic, baby. Oh, și nici nu pot să opresc. Fucking Philly. Mă lasă fără bani acum, mă. Și uite cum îmi vrea monetizarea. Napalm Niño, all good up here. Terreno, ready! Ortega, let's fucking go! Sunteți gata, băieți? Dăm foc la tot? Să-i dai aia nebunatică de o cântă băieții pe stadioane. Ce? Cred că am văzut SOS-o. Ok, și cum îl folosim? Wait, rockets. Asta? Billy, you're a fucking genius. Oh fuck, numai rachete. Bă! Că ziceam că vor să bage istere cu datul foc la tot felul de iarbă și nebunie. Nu mă gândeam că o să facem asta mai tot jocul de acum, știi? Dar aparent băieți au înțeles că asta e ideea, de fapt. Oh, God. Nu dau bine, că sunt învățat cu altfel de controle. Hai că e bine. Am uitat să mai accelerez, frate.
Stai că nu e bine. Așa, acum e bine. Hai că de aici s-ar putea să mă ajungă. Hai mă, hai mă avionaș, hai mă avionaș, aia zic. Ok. Mamă, uite că-s controlele pe DOS ce mă disperă. Și uite și să le și schimb. Așa. Opa. Dacă mă vor băieții. Doamne, da. Stai. Frate, dă o leacă jos asta. Stai așa. Oh, hello. Ok, mai bine acum. Go again. Aia zic. Aoleo, doamne, ești culme. Nice. Păi și care? O, stai că mă vânează băieții. Oh, altele acolo. Fuego. Cred că lovesc unde trebuie. Oh, ba nu, nu lovesc unde trebuie, după deal. Oh, aici. Dude, e foarte groaznic de controlat chestia asta, mă jur. Opa, așa. Fight or run. Nu e ca și cum pot să fac ce-mi doresc acum. Doamne, deci sunt atât de obișnuit de condusul normal. Nu, cred că o să mă enervez o dată și o dată și o să schimb. Dar până nu cred că nu mă enervez de-a bine, nu o să o fac, știi? Ok, I'm done. Gameplay. Nu văd inverted. Aim assist, lock assist, disable while aiming. Auto-steer automatic, nu. Keyboard and mouse. Transport. Plane. Invert pitch, doamne slavă cerurilor. Aia zic, tată. Te joci toată viața simulatoare și te bagi pe o chestie de asta și se face silă. Aia zic. Care mai e? Unde-i tată? Ai că s-a dus în ăla tot, ești culme. Stai așa că facem o treabă. Aia zic. A, tot a fost bun. Mai sunt, frate, acum că mi-am schimbat controlele, sunt maestru al zborului. Maestru al zborului. Nice. Bă, că s-au terminat. Shit. Okay, I'm out. Eh, ce poți să-i și faci? Ah, se explică multe. Ok, să luăm de aici că e mai simplu. Sper că Philly nu se supără acum că i-am pierdut pe El Nino ăla lui.
N-a fost intenționat, dar n-aveam ce să-i fac acolo. Literalmente n-aveam ce să-i fac. Ok. Dacă avem nevoie de avion și acolo, ce o să-mi pară rău. Da, e. Bine, dacă chiar aveam nevoie de ăla, atunci mă dădea în judecată. Mă dădea cu misiunea cu Sal. Find a pick-up point. Iar n-am nevoie. Riba, trăiți, am neam, mai lasă-mă în pace. Ok, azi ne cunoscurcăm cu ATV-ul, deși nu cred că ar fi fost o idee rea să fi chemat și mașina, totuși. Mașina e o leacă mai practică. Dude, atât de ciudă că nu m-am ocupat de anti-air-urile alea. Poate la următoarea zonă, când o să mergem, o să ocup de anti-air-urile alea mai mult. Espada! Lu? I mean, odată și odată trebuia să ajungem. Cu sau fără astea nu-i treabă. Mamă, săracu ATV, nu cred că a mai mers atât de mult în viața lui, în special viteza asta. Mă, dar face și noi o stânga undeva de aia periculoasă. Iar sperez clear. Oh, stai așa. Frate, stai un pic! O, la chease, că nu înțeleg nimic, stai, frate meu. S-a urmărit dintr-o dată? Măi, nu pot să sar peste astea? Serios? Atunci, ce dite gaura pe aici? Oh, era o gaură pe aici pe care puteam să o folosesc. The fuck? Ok, acum iar nu mai suntem urmăriți. Bun, nu-i ceva. Am nevoie de explicații, sunt puțin confuz aici. Chiar sunt puțin confuz pe aspectul ăsta. N-ar fi. Da, n-am ce să mai adaug. Okay. Alo, espada. Almost there. Where's our tiny general? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay, heading there now. Wait, deci Jose încă e viu? Nu era săracu împușcat sau ceva? Le spun că nu. Și atunci nu-mi explic. Au, știi ce? Cuțu, du-te. Mamă! Ok. Ok, deci aia e absolut impenetrabil, am înțeles. Deci nu se pune... Nu se pune discuția să atacăm pe cineva pe acolo. Întrebarea aia, cum te poți sui pe aici? O, sunt scări aici. O, stai mă așa. Toate s-au dus în tavan, nu-i așa? Dude, săracul supresor. Dogo? Am o dogo, dă-o mă să-i treabă, ești un câine metalic din viitor. Așa, mă, ia-te-mi mă pe Jose ăsta. Dacă mai e el sau nu. Jose? Hey, he's not here. Coño, you sure? Little come mierda could be hiding in some tight places. No, he's... Behind me. Yeah, oh, n-are nimica. Si. Supremo time? Stai mai un pic. Oh, boss fight. Nu, nu e nicio mașină pe care poți să o folosești sau ceva, mă jur. You
Oh. Trebuie să stau prin zonă sau ceva. Mamă, cu rachetele alea, gelule. Oh. Oare arbaleta asta dă damage în chestia asta sau sal? Nici ne ajunge până la aia, ok. M-am lămurit. Al naibii cățăl. Bă, damage-ul se dă ce drept acum. Da, tata, ești un căcat, am înțeles. Însă ăla Lion e... Ăla-i semnul tău de zodie sau ce măsa? Nu pierdea că mai ușor de aici. Cumva nu știe să treacă linia aia? A, bă, că-mi fac ăsta... Arma vieții. I saw you in the bell tower. I thought I killed you, but it's okay because now what? I can put your fucking corpse on display for all of you. Okay. Supremo ready. Oh, dai mort, mă, de acum. Gata, frate. A, câteva încercări, ce drept, nu zic nu. A, voiam să-l împuși pe ăla. Dar n-a avut niciun sens lupta asta, a fost super ciudată. A, pe bune că mai e și viu. One million if you kill her. 2 million. Yard and cigarettes. Thought you couldn't find these out here. And Don loves me. He'll send this army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this. Oh shit. I don't see no Anton. Or your true Yard and friends. You know, my papa gave me this blade when I was 7. Told me how to throw it, how to kill with it. You look just like him. Tell me. Is there enough of him left to bury? But this blade doesn't really say Yara's might, does it? Oh. Ah. You took my land. You took my papa. And now it's time to give. No vemo Napoleone el pequeño. Shit. Jesus. Not like I remember it. Sin extra. Oh my god, chorizo. Good boy, chorizo. What the fuck? Alice gone. Again. Huh? Well, then that's his choice. And Papa? Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if he was still here. Oh. How the fuck would the Queen of Libertad know? I know he was never going to give you the farm, Camila. Or the camp. But look what you achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. Hmm. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Logica a apărut ea așa random din nicăieri. Monteros don't shake.
we drink. To the Montero. To the future. Din momentul epic când trântește muzica lui J Balvin. Nice, ok, deci am recrutat pe ăștia acum. Deci cred că trebuie să ne ocupăm de următoarea treabă. Următoarea zonă, cum s-ar zice. El tigre ăla, cred că ori neaștea, cred că e următorul, numai că mai țin minte. You want to confess? Confess. Why are we here? You never even liked Jose. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Mi papa had a saying. God gives victory to the lions. Sounds religious. Mi papa love Jesus. Oh, Jesus, bombat. You always say, Jesus would make an amazing Yaren presidente. Mi Anton, always remember, Jesus was both the lion and the lamb. Rule with strength, but understand suffering. You believe that? After he was murdered, your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No, she would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion. Hmm. For Yara is full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin to lead. Oh. Mi papa was a lamb. Oh. Jose is a lamb. You want to know why we're here? No. Să dăm foc la biserică? You are a lion. And we eat the fucking lambs. Damn. Acum înțelegi că tot bugetul s-a dus pe bobița asta. Are sens. Un fel sau altul. Are puțin sens așa de ce l-a ales pe domnul actor. Ok, n-am prins chiar atât de mult. Oh, mai mult. Mai mult military presence. Oh, let's go. Danny, presence. The West owes you its freedom. But okay. We need to build momentum or the revolution will fail. Maximus Matanzas and the legends are out there and they need your help. I hear you. Thanks, Clara. Ok, deci ziceam că am trecut cu zona asta, de acum putem să ne... Putem fie să ne ducem la asta, în esperanța, bă, că e de rank 7 misiunea, ori... Să ne ducem la... Aici, cred. Ah, uite că sunt mai mulți. Libertar de aici. Eu cred că aici trebuie să mergem noi, în partea asta de aici. Bă, ăștia nu i-am întâlnit. Oh. Nu știu dacă să încercăm să ne ducem aici, nu știu cât de periculos o să fie. Ei, da, putem da o încercare. Nu știu dacă am vreun punct pe aproape. Oh, am pe aici. Ok, hai să încercăm. Dăm o fugă rapidă pe aici dacă e. Poate știi cum e, tăiem din drum. Stai, îți curios cât tare, dacă peste, da, îți văd 2 km. Ok, deci hai că atunci o să merg eu și ne auzim acolo. Ok, aproape am ajuns. Să știți că aici au... Ăștia, inamicii sunt destul de puternici, adică trebuie să avem mare, mare grijă, pentru că dacă ne dau un capac ăștia ne rezolvă. Ia să vedem, mă, ce e cu misiunea asta. Doată și ne-a chemat așa, dintr-o dată aici. Heard you got a spot on the night shift. Ok. Rule 23, if you have a chance to cut the head of the tyrant, you fucking take it. Juan Cortez. Deci încercăm, cred că, o tentativă de asasinare a lui Anton. Gran premiero de Yara. Stai, o țără, vere. Hola. Sap, sap, sap. Hello.
Mai am să văd dacă e o cutie aici, dacă e sus aia sau ceva. Asta e, nu de aici n-am fugit noi, parcă? Ah, da, de aici parcă am fugit noi, din orașul ăsta, fix din zona asta. We place explosives here, here and here. Speed starts, charges detonate, we create a ring of fire around that hotel hotter than the devil's asshole. Which means? Castillo's forces can get out and reinforcements can get in, with Danny right in the middle. And then what? Danny kills el presidente. It's beautiful. Hey, Danny. Nah, easy. Danny! Look at that sexy supremo. You want me to kill Anton Castillo? Today, Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraíso, live. Așa. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Nu sună prea bine. Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. Cred că e idee. How about you? Never killed the president before? It's an assassination, Danny! It's guerrilla meth! Christ, I need a shower. And you need this. Okay, C4. You're gonna be a fucking guerrilla legend! I call you! Dude, misiunea asta simte ca și cum ar fi ultima misiune din joc. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? Go put that come mierda down. Viva libertà! Sper dacă să putem să-l batem. Cum am zis, zona asta e de aproape level 10. M-am trăit ce drept cu mob de level 10. Mobi cu inamici, deci... Nu cred că aș putea să merg foarte... foarte liniștit. Ups, stai. Ok, ok. How do I trigger them? You don't. Clara and I have guerrillas out planting bombs all over Esperanza. It will be a seven-tech symphony. You are the tuba, and I am the conductor. Da, deci trebuie să tragi de două ori în ei, în ăștia. I can't keep up with your metaphors. Shit. Special forces. Aproape. Aproape, aproape. Too easy. Para su seguridad, la administración. Oh, da, seguridad. Toate alea, sigur, mare securitate, bă, băieții mei. Ok, încolo. Ok, trebuie să luăm pe aici, trebuie să avem grijă la băieții din față. Câți băieți sunt în față, două? Gata, nu mai e niciunul în față. A, am uitat că am chestia aia care îmi dă înapoi gloanțele. Văd că mi-arată ca și cum aș putea să mă folosesc de chestia asta. Deci cred că te suăm pe aici. Ia, mi-arată ochiul că ar trebui să luăm pe aici și acolo pe aici. Să știți că să ajungeți aici nu e atât de ușor. Pentru că dacă te lovește cineva pe drum sau te atacă, te-a cam rezolvat. Așa că trebuie să aveți mare bulan în timp ce mergeți în oraș, să nu vă oprească vreunul sau să nu se activeze vreo mare luptă, că eu așa am pățit și m-a cam capsat alea, că unul mi-a dat un mare picior în cap și m-a rezolvat. De zic, trebuie să aveți mare, mare grijă pe ideea asta. E ceva aici, o cutie. Loot. Ce mai e, armă, nu? Oh, Supremo Bond. Dude, n-am mai lucrat la Supremo ăla de ceva vreme. Ar trebui să mă ocup de el. Ok, pe aici. Și... ok. Ok, e un tank sus, trebuie să am mare grijă cu el. Stai că m-am dus aiurea. In the interest of public safety, random security checks are being performed by the Fuerza Nacional de Defensa. Gracias for your cooperation. De unde pui bomba asta, firarea de bombă să fie? Some
fireworks for our anniversary. Ok, și una 90 de metri încolo. There, it's going now. If you are given an order by a member of the FSD, you must comply or face execution. Don't need no more soldiers here. Oh, ăla se distrează cu tancul. Ar fi bine să nu-l împușcăm. Nu știu ce mai activez după aia. Ce avem tunul ăla acolo? Aș putea folosi să fac o treabă. Cred că zice ăsta niște chestii acolo. Păi iau MP7. Find it until it's too late. Okay. Juan, the packages have been dropped off. You sound like a fucking postman. Just say, hey Juan, I planted the bombs. I sent you a photo of where you can find me. On my way. I'm on the rooftops in front of the hotel. If you forget what I'm like, just look for the father figure you always wish you had. Okay, I think you mean drunk uncle, Juan. Hey, I'm 6 hours sober. Don't jinx it. Chiar că e ceva genunchiul ăla de drogat. Că văd că e safe aici, în mare parte. Deci cred că e făcută totuși misiunea să o joci acum, doar că trebuie să ai fi super precau când te duci către locație. Hola, guerrilla. Stai strong. Wow. Getting close to one. M-a rezolvat. Stai, mă, getting close to Juan Juan, dar... Deci acum o dăm. Stai așa un pic. Zice că e o cutie aici. Oh, cred că de-aia să fi sărit de pe aia aici, cumva. Bă, nu prea am ce să construiesc, așa că n-are rost să mă agit, zic. Da, nu prea am ce să construiesc, că toate armele mele au cam tot ce-mi trebuie. Ok, zona 1 pe aici. Mare grijă, mare atenție, trebuie să capsăm pe băieți. Au? Huh? Fuck the plan. I'm going in. That is both fucking reckless and fucking stupid. Wait, just on the plot. Enough charges have been set. Ready? PTSD for everyone. Hotel's all yours, Danny. Get in there and don't come out without Castillo's head. Dacă te-ai întâlnit pe ceva acoperiș, dude. Aparent m-am înșelat. Uai, de ce mi-arată că-l pot reînvia pe ăla? Oh, cred că e medic aici, de-aia. Oh, God. Ok, asta doare. Holy shit, stai așa, frate. De unde a venit și ăsta, neamule? Mama, au venit de peste tot. Stai așa, sper că mă dă aproape, știi, că dacă e să intru în ei să fie mai ușoară treaba, ok. Stai, dă-mi atunci altceva. Arsenal, aici. Am ceva mai, nu știu, destructiv, un machine gun. Oh, am un RPD. Asta funcționează. Al Supremo, nu mi-a mai luat calcio, nu mă interesează. Deși asta e cam cea mai practic, Supremo, zic. Nu, doar că trebuie să arunc chestii să detonez pe băieții mei. Prin altă parte n-ai pe un safety, nu? Aș fi intrat și eu stealth să-i fi făcut praf pe băieții, dar nu merge. Da, tatat. Oh, mașa.
Așa, așa, așa. Ha? She's exploding, his bodyguards are getting murdered, and he's still giving that stupid speech. Da, cred că e fake speech-ul ăla. Drink our rum, dance with our women. Mi papa, welcome the world with open arms. We are not only rich, we got the key for the penthouse. Stai mă, ce-i asta? Oh, finally, rocket launcher. For over 50 years, this revolution cost us our wealth, our pride, our hope, and left us. Nu deja se respawnează? Că a lovit ceva, pe mine. The dreams he had for me, my family. Before he was murdered, he used to tell me he had. A Yara was what the fuck? Nice. Okay, unde e Anton? Time to catch that elevator. Now that I have the same dreams for my own son, Diego, I finally understand. Ia să vedem, mă, dacă chiar e el acolo sus sau degeaba. Nu e. Fake news. Danny, what's happening? Are you inside? I'm inside. What the fuck? Did you see Anton? Danny! There's nobody here. Clara, I think the speech was a recording. It's a setup. Anton's soldiers are coming for you. Get out of there. You were the one who got me on that boat. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny, and you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Huh? Because you were the lucky one. He's a monster, Diego. He was raised that way. And you won't be? Shit! You're not going to kill me! Depends if you fire that thing again. Lasă jos. If I run, he finds me. If he finds me, Yaren gets hurt. Don't you get it? He'll never let me leave. How old are you again? Do you have family? Nope. No. You looking for one, chamaco? You should leave Yara. He won't stop till all of you are gone. Mierda! Keep your head down! This way. Oh, wow! Fucking dictators. Gracias. Hey, Danny. My papa is sick. Oh. That's why he's not here. Oh, e bolnav, deci oricum o să crape. Damn. Asta e o treabă. Deci asta, asta chiar se simte ca și cum a face progres prin joc. Ce a fost până acum a fost așa, frecție la picior de lemn. Pentru că a fost numai misiune pentru zonele respective. Cu Iacu, boys. Coño, she's beautiful. Don't mind if I do, Castillo. Bă, tată. Caz orice. Hai zic. Să iau eu mașina asta. Ah. Ok, și ne-am trebuit să mergem. Clara, I made it out in one piece. Danny, what happened? How did you get out? It
It was a setup. Yeah. I got myself a little present. Castillo's right. It smells like old dictator. We didn't get Castillo, but we did some damage to his regime. Damage? You punched Anton's regime in the balls today. Go buy yourself a cerveza. You earned it. Hey, damn. You ever hear anything about Castillo being sick? No. Why? I overheard some guards. It's good intel. I'll be in touch. Every step we take gets us closer to a free. Shit, tanku. Tot eu încerc să scap de aici, dar nu cred că am cum. Opa. Dacă încep să tragă toate, ceea ce nu e ok. Cred că asta ar fi, nu? Oh, încă avem asta, deci avem câteva locații de fast travel aici, putem să ne întoarcem oricând. Și atâta, ok. Deci cred că trebuie să ne ducem către următoarea zonă, nu? Către asta, El Tigre ăsta meu. Deci va trebui să o luăm de aici, la depotul ăsta, să traversăm cumva. E mai ușor, folosim fast travel, ce rost are să ne chinim cu astea. Deci, practic Diego clar s-a văzut că nu vrea să fie în asta lui. Și în toată schema asta lui Anton. Și încearcă să scape, știi? Ceea ce mi se pare și normal. Ok. Deci noi acum trebuie să ne croim drum către următoarea locație. Desigur, aici o să ne facem niște upgrade-uri și un alta, dar o să vedem noi ce și cum și care. Oricum, mai bun, noi o să ne primim aici cu acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!